Modificările aduse codurilor penale din România slăbesc lupta împotriva corupției, avertizează Comisia de la Veneția. Comisia recomandă României să revizuiască în totalitate amendamentele pentru a se asigura că reformele nu au impact negativ asupra funcționării sistemului judiciar penal. Într-o opinie adoptată vineri, Comisia de la Veneția și-a exprimat îngrijorarea că multe dintre amendamentele la codul penal și la codul de procedură penală din România slăbesc în mod serios eficiența sistemului judiciar în lupta împotriva infracțiunilor de corupție, a infracțiunilor de violență și a criminalității organizate, se arată într-un comunicat al Comisiei. După publicarea raportului, președintele Klaus Iohannis a cerut demisia ministrului Justiției. Președintele Klaus Iohannis condamnă ferm comportamentul irresponsabil al ministrului Justiției, care, sub pretextul implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția, în cuprinsul ordonanței de urgență 92/2018, a inclus prevederi fără nicio legătură cu acestea, ba chiar contrare lor, de natură să sporească îngrijorarea partenerilor europeni. Președintele României menționează că acesta este un nou episod dintr-un lung șir de decizii controversate luate de acest ministru în timpul mandatului său. În acest mod, ministrul Justiției și-a compromis definitiv credibilitatea, motiv întemeiat pentru a-și prezenta demisia din funcție, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale. În replică, Tudorel Toader spune că președintele ar trebui să se documenteze mai bine înainte să facă astfel de declarații. Într-o lume normală, este inadmisibil ca președintele Republicii să aștepte demisia ministrului Justiției pentru proiecte de acte normative care nu au fost inițiate, elaborate sau promovate de către Ministerul Justiției. Mă refer la modificările aduse codului penal și codului de procedură penală. Rămâne valabil ceea ce afirmam și în cursul zilei de ieri. Este preferabil ca întâi să ne documentăm, apoi să vorbim, a scris Ministrul Justiției pe pagina sa de Facebook.